Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Vom discuta acum despre luna plină din pești de pe data de 31 august. Sau, stați puțin, că ea are mai multe denumiri care obișnuiesc să sperie oamenii. De-a bine, și oamenii ar trebui să gândească mai mult, dar e mai greu. Așa, din când în când, este luna albastră. Sunt niște explicații pentru care îi se zice luna albastră, dar nu trebuie să ne gândim la ceva științifico, fantastico, ezoterico, spiritual, etc. Așa, deci luna albastră, luna Asturion, există un calendar al fermierilor din anumite țări și au denumit fiecare lună plină într-un fel, pentru că ăla era calendarul lor. Știau că de luna plină Asturion facem asta, de luna plină a pisicii facem asta. Înțelegeți voi la ce mă refer. Sau superluna, superluna plină, superluna albastră, super, super, super. E superlună pentru că e a doua lună plină a anului. Nu se întâmplă des să se întâmple chestia asta, dar odată pe an, câteodată avem o lună plină de două ori într-o lună. Că de obicei într-o lună avem o lună nouă și o lună plină, da? Fiind două săptămâni între cele două. Da, câteodată luna e mai scurtă, una e mai lungă, știți cum este. Dar... da, vedeți și tonalitatea mea, o să scrie peste tot luna plină albastră, super luna albastră, super luna Asturion, super, o să scrie peste tot, voi o să dați click, o să citiți și o să ziceți, wow, cum mi se întâmplă mie des, să mă mai întrebe o cunoscuți, vai Daniela, a citit că vine super luna, ce se întâmplă, care-i treaba cu super luna asta? Sau Daniela îi zice luna albastră, vai, albastră e culoarea mea preferată, poate de luna asta plină albastră o să meargă bine. Și eu mă uit așa și mi se pare uimitor cum oamenii duc cel puțin astrologia, ca să nu mai zicem de astronomie, o duc într-o zonă din asta foarte derizorie, ciudățică, paranormală, în loc să o normalizeze și să o trateze așa într-un mod mai simplu. Dar oarecum cred că asta este și tema acestei luni pline, să știți, de pe data de 31 august, că e o lună plină, iată, în pești. Da. Peștii sunt cu toate lumile, arhetipul peștilor, să nu se victimizeze cei care s-au născut în zodia pești, nu vorbesc doar despre voi, că mulți putem avea pești în hartă, putem avea un soare, o lună, un mercur, un venus, un marte, un ascendent, da? Zic asta de aproape 4 ani jumate, sper că s-a priceput până acum. Bun, deci arhetipul peștilor este cel care face, iată, legătura între vărsător și berbec. Ce se întâmplă? Pe vărsător ne dăm seama că iarna nu mai e atât de grea atunci ca în perioada Capricornului. Că începem să mai vedem și o rază de soare, începem să mai respirăm, să mai ieșim pe afară, să mai vorbim cu unii cu alții. Ne dăm seama că e ceva și în spatele iernii grele, da? Bun. Pe urmă, pe perioada berbecului, pe sezonul berbecului, ce avem în acest arhetip? Ne vorbește despre renaștere, despre primăvară, despre a o lua de la capăt, da? Despre prospețime. Ei, dar între astea două perioade trebuie să fie un arhetip care să dizolve, da? Și partea asta a vărsătorului și partea asta a berbecului. Și avem nevoie ca zăpada să se topească, să se dizolve, pământul la fel să treacă prin anumite etape, semințele să le vedeți că încolțesc așa. Dar știți cum este? În perioada, în sezonul peștilor, ba vine soarele, ba vine frigul, ba vine soarele, nu prea știm ce se întâmplă, cum se întâmplă și o lăsăm așa, de la sine să se întâmple. Știți cum este? Fie ce-o fi. Dacă energia peștilor, arhetipul peștilor are chestia asta de să mă conectez la planul divin, la planul suprem al acestei lumi, la alte universuri, să evadez din lumea asta că nu mai știu ce să cred. Da? Deci iată, arhetipul peștilor, să știți că orice ca în astrologie are și o vulnerabilitate și o resursă. Este și o vulnerabilitate și o resursă. Arhetipul peștilor este printre, iată, cele mai vulnerabile din punctul meu de vedere, pentru că permite contaminare, permite contagiere, permite dizolvare, da? Dar are și partea asta de speranță, de încredere, de a visa, de a-și imagina, de creativitate, da? De sacrificiu de cele mai multe ori. Bun, avem o lună plină. Vedem luna pe cer, că atunci când e lună plină, asta înseamnă că e pe cer. Deci avem soarele, iată, în fecioară și avem luna plină, luna în pești. Și fac o poziție, că asta înseamnă luna plină. Doar că vedeți voi, această lună plină, ea este în conjuncție cu Saturn. Și ce face Saturn? Urăște poveștile, urăște dezinformarea, urăște prostia, urăște, cum să vă spun eu vouă,
urăște partea asta de a te lăsa influențat, condus de orice informație, de orice concept ce ți se pare ție mai alambicat. Credeți-mă, eu văd această lună plină ca un moment în care se separă niște lucruri. Se separă ce credem și ce vrem să visăm și ce vrem să ne imaginăm, da? Și realitatea. Unul dintre motivul principal al acestei luni pline e că miracolele nu există. Că vrem noi să credem că există, e că nu s-a demonstrat ce s-a întâmplat acolo. Și îi dăm așa o formă, cum să vă spun, așa fantasmagorică, de poveste, de bază, ce să vă mai spun. E, miracole nu există. O lună plină în Pești, lângă Saturn, luna plină în Pești își dorește să viseze în continuare, să te facă să te trezești undeva într-o lume, pe un tărâm din acesta. Lasă că e bine, nu contează, sunt bolnav, am probleme cu banii, mai nu contează, nu, gândirea pozitivă. Și se întâlnește cu Saturn. Și Saturn se uite așa la lună, o mai lasă puțin să viseze. De fapt, știți ce face Saturn la lună plină din Pești? O lasă să se manifeste așa puțin, o pune pe scenă chiar, o pune pe scenă și se uită la ea. Și asta dansează, cântă, când are arhetipul peștilor, hai să visăm, să cântăm, să scriem, să povestim, să simțim. Luna în Pește asta face, să simțim, să mă conectez cu stările celorlalți, să creez povești. Și Saturn stă așa, o lasă să se manifeste și la un moment dat, luna asta așteaptă aplauze și nu vin și se uită acolo și îl vede pe Saturn în mijlocul, iată, sălii, pe un scaun, uitându-se la ea și spunându-i: pentru ce să te aplaud? Păi pentru că am sperat, pentru că am visat, pentru că am crezut în miracole. Și Saturn se uită la lună și zice: Da, cu siguranță, de când ne naștem avem partea asta de conexiune cu Universul, dar și Dumnezeu, dacă ne e să ne referim, când a creat lumea, a început cu cuvântul, e adevărat, dar pe urmă a făcut și niște lucruri, da? Chiar a făcut niște lucruri, dacă e să ne raportăm doar la Biblie, că da, mai... Și Biblia este scrisă prin niște pilde, prin niște povești, dar în spate sunt cu totul și cu totul alte înțelesuri. Dar noi credem povestea, că știți cum este, mâna care nu întinde, care nu are o poveste, nu primește nimic, da? Bun, revenim. Și se uită Saturn la luna asta în Pești și luna asta în Pești începe să se simtă foarte golașă. Nu înțelege ce se întâmplă. Ea forțează, bineînțeles, că luna plină în Pești nu are limite. Ea crede că, domne, ne ducem, mai există o șansă, mai există o șansă, mai există o șansă, mai există, sigur mai există o șansă. Și se uită Saturn la ea și zice: cucoană, până nu accepți realitatea dură, te vezi cum ești cu adevărat golașă în toată puterea goliciunii tale, din toate punctele de vedere, nu mai există nicio șansă. Du-te, te duci 9000 de ani dacă tu crezi că mai există și un miracol, și un miracol, și încă un miracol, și încă o posibilitate, și încă. Cucoană, trezește-te, revino-ți, stai aici pe pământ cu noi, hai să vedem ce e de făcut aici și acum, și pe o mătăluță te duci acasă și îți permiți să visezi, îți permiți să spui o rugăciune, îți permiți să creezi miracole, dar în viața de zi cu zi, nu și-au rostul, mai ales în vremurile acestea. Cam asta face luna plină în Pești. Separă, dacă mai țineți minte, separă realitatea de fantasme. Realitatea, știți de ce fugim de ea? Că e dură a dracului, că e nasoală, că nu ne place, că noi am citit niște povești, domnule, și în poveștile alea era un happy end tot timpul. Sau ne-am uitat la niște telenovele, sau la niște seriale, nu știu, turcesc, coreene, cum sunt acum. Și ce să vezi, domnule, în toate serialele și în toate telenovelele și în toate filmele astea de Hollywood, era un happy end. Doi oameni care se iubeau și mamă, au trecut prin atâtea greutăți, familia împotrivă, și la sfârșitul serialului se căsătoreau, domnule, se căsătoreau și în sfârșit rămâneau împreună în ciuda obstacolelor, da? Dar nu ne spune nimeni ce e după ce se căsătoresc cei doi, pentru că realitatea
greutățile nu sunt alea până reușești să te căsătorești. Sunt alea după. Nu spuneți voi mie că oamenii aia din serialele, din poveștile alea, după ce s-au chinuit toată viața să în sfârșit să fie împreună, pe urmă au avut o viață ușoară. Că nu prea există. Întotdeauna. În viață sunt probleme de sănătate, sunt tragedii, sunt probleme cu banii, iată, sunt neajunsuri, sunt neînțelegeri, sunt probleme de comunicare, că nu degeaba și Mercur retrograd. Deci, cu alte cuvinte, dragii mei, pentru mulți dintre noi, această lună plină în pești s-ar putea să fie așa ca un ghiont din partea astrelor, din partea lui Saturn, prin care să ne trezim și să ne dăm seama că degeaba sperăm, visăm și că trebuie să acceptăm realitatea. E adevărat, în ritmul nostru, pentru că Saturn zice, nu o să te pun să o accepți pe toată, na, dintr-o dată, dar măcar trebuie să începi de undeva. De-aia v-am și spus la începutul emisiunii despre aceste povești în jurul acestei luni pline, pentru că, de fapt, sunt cele pe care nu trebuie să le credeți. Știți, astrologia este foarte matematică, nu e cu povești din astea. Da, e adevărat că ne-am creat noi povești, arhetipuri de-a lungul timpului, tot felul de scenarii. Ne-am făcut și noi propriile telenovele, că așa se întâmplă, da? Că astea prind și trebuie să facem ceva cu ele. Dar totul e foarte matematic. Să nu uităm că Soarele e în Fecioară, Mercur e în Fecioară și e și retrograd și pe Venus o avem și pe ea retrogradă în care o cu Jupiter. Dacă e să ne gândim așa la toată, la tot conglomeratul astrologic al perioadei, e mai e un leitmotiv, da? Nu doar că miracolele nu există, mai e un leitmotiv. Cum aș putea eu să le explic? Bună întrebare, ca să fiu cât mai ușor de înțeles. Vedeți voi, una, că vrem să credem că există miracole și, doi la mână, ne lăsăm păcăliți. Foarte ușor. Îngrozitor. Saturn a intrat în pești în martie anul acesta. Va sta până aici, până în 2026. Da? Va avea o scurtă pauză în 2025 când va intra în berbec. Saturn chiar vrea să ne arate, da, că ne ducem după niște profeți falși, guru, specialiști care ne învață tot felul de lucruri, ne spun cum trebuie să gândim și ajungem să credem că suntem propriul Dumnezeu, că ne putem crea propria lume. Da, da, da. Așa este. Cu siguranță putem să fim propriul Dumnezeu. Dar citatele alea motivaționale, emisiunile motivaționale, discursurile inspiraționale, aspiraționale, pardon, toate astea pe moment sună bine. M-am uitat la un podcast, l-am ascultat-o pe Cutărică, l-am ascultat pe Cutărică, mamă ce mi-a zis, câtă dreptate are, așa este. Și mai ascult astăzi un podcast, mai văd mâine o emisiune, mai citesc un articol, poi mâine, mai îmi place să mai caut și eu, nu doar că mi-apare ele, le mai și caut și eu, că îmi place să mă încurajez așa, singur. A, așa, și trece o zi, trec două, trec trei, trec patru, trec cinci, trec șase, așa, trece o lună, trec două, mă văd cu prietene și le zic, mamă, să vezi, am ascultat-o pe Cutărică, mi-a zis cu Cutărică și mi-a povestit și uite ce dreptate are, că dacă eu îmi pun în gând, reușesc. Sunt oamenii, nu știu, aceștia algoritmi mai minții, ei nu studiază, nu toată lumea asta să studieze psihologie, dar uite unii dintre noi, mă rog, nu eu, mai studiază. Eu, din fericire, am ales doar terapia, că nu m-am mai dus să mai și studiez psihologie, că mi-e de ajuns astrologia. Dar terapia îți arată cum e creierul, de ce reacționezi într-un fel, cât de mult contează copilăria. Da, trecem. Dar nu toată lumea face terapie, nu știe aceste concepte. Așa, și se uită în gura tuturor. Da, așa, ascultă pe toată lumea. Și pe moment îți dă așa o stare euforică. Da, că dacă fac asta și dreg asta și dacă îmi pun în cap... Voi toți din care vă dați la emisiunea aceasta, puneți-vă în cap ceva. Vă garantez eu că nu vă iese tot timpul. Știu. Babau, sunt eu aici. Nu iese. Și ce cred eu că o să facă Saturn în pești până în 2026? E că va trebui să ne dăm seama că ne păcălim singuri. Da, da, nu doar cu familia, nu doar cu colegii, nu doar la serviciu, ci și cu aceste... emisiune, aceste articole, aceste discursuri, aceste... Înțelegeți voi la ce mă refer. Unii specialiști își au rostul, da? Să spui vorbe. Știți cum este ca, cred că am mai spus recent, ca femeile care le învață pe femei să fie femei,
să fie feminine, dar sunt în energia lor masculină tot timpul. Și bărbații care învață pe bărbați să fie bărbați, dar sunt în energie feminină, că se vaită tot timpul că uite ce le fac femeile. Ceea ce n-ar trebui chipurile să facă un bărbat, da? Cam așa și cu această lună plină, iată, în Pești, lângă Saturn, ne aduce o trezire. Acum eu sper să aducă o trezire multora dintre voi și să vă dați seama că oamenii la care vă uitați nu sunt sfinți, nu sunt perfecți și au doar un discurs. Ia discursul respectiv și fă ceva cu el practic, că asta vrea Saturn. Dacă nu faci ceva cu el practic. Și mi-a zis cineva odată într-un comentariu, l-a mai precizat. Dar dacă noi vrem să credem, așa e. Așa este. Există selecție naturală din mai multe puncte de vedere. Știți? E o lună plină dură, e o lună plină depresivă, e o lună plină categorică, e o lună plină exigentă. În orice configurație, dacă avem o conjuncție lună-Saturn, ea provoacă stări, frustrări, te superi pe tine, ești depresiv, îți atingi niște limite, îți dai seama că viața nu e așa cum ai visat, cum erai tu la 20 de ani, cum ești la 30, cum ești la 40, cum ești la 50, începi să te trezești, știți cum sunt tineri aia, că na, cu toții facem greșeala, la 20 ceva de ani credem că totul depinde doar de noi, doar de noi, doar de noi, nu e chiar așa. Când studiez eu astrologia, mi-am dat seama că nu prea depinde de noi, da? Mai profit de ocazie, mai am timp de filmare. Fiind o lună plină pe axa Fecioară Saturn, vorbește de probleme de sănătate. Acum, eu tot spun în emisiunile mele, cu atât de multe planete în Fecioară și cu Saturn în Pești, tot ce ține de servicii sociale, asistență, medicină, grijă pentru oameni, sănătate mentală, astea sunt scoase la suprafață, da? Dar dacă ai apucat să te uiți, de exemplu, la emisiunea aceasta, așa, ai picat dintr-o dată aici sau poate tu te uiți de mult la mine, pune-ți și tu întrebarea asta. Dacă te-ai ocupat puțin de prevenție și o să-mi spui cum se spune Daniela, da, stălăr, n-am eu cu sănătatea perfect și pe mă când stai la întrebări cu omul, da, o migrenă din când în când mai am, da, câte o dereglare așa, da, astea sunt normale, Daniela, dar pe urmă te întreb de ce nu funcționezi, de ce nu ești echilibrat, de ce nu poți, de ce iei totul personal la serviciu sau cu prietenii, pentru că nici organismul nu funcționează cum trebuie, da. Sănătatea e foarte importantă și vedeți că fiind o lună plină pe semne mutabile, e clar că cei care au gemeni, fecioară, săgetători și pești, voi trebuie să aveți grijă de sănătate și să știți ceva, luna asta plină vă afectează mai mult pe voi. Da, adică irascibilitate, sunteți așa foarte ursus, taciturni, nervoși, stresați pentru că mai e și Mercur retrograd și sunt multe lucruri de făcut acum pe sfârșit de august, început de septembrie, chestiuni administrative, drumuri, mai plecăm în vacanță, ne întoarcem, ne facem bagajele, ne supărăm, e haos în casă, e zăpăceală, e nebunie și te trezești dintr-o dată, am venit în vacanță, dar uite că acasă ți-a de făcut foarte multe lucruri. Cu alte cuvinte, e bine să și visăm, da, dar în același timp e bine să ne și trezim. Eu vă recomand să aveți grijă de sănătate cu ocazia acestei luni pline. E o lună plină bună pentru detoxifiere la figurat, adică să aruncați de prin casă ce nu vă trebuie, curățenia aceea înaintea toamnei și ar mai fi foarte, foarte, foarte bine să stați de vorbă cu voi și să vă dați seama care vă sunt limitele personale. Să vă priască emisiunea și să ne vedem cu bine la următoarea.